Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Săptămâna aceasta foarte mult s-a discutat în instituțiile mediatice despre condițiile inumane de detenție în țara noastră. Am avut și un caz care a fost făcut public, prin care Republica Moldova a fost încă o dată condamnată la acest capitol. Despre acest lucru ne-am propus astăzi să discutăm cu Viorel Furtună, avocat. Bună seara, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara, bine v-am găsit. Domnule Furtună, haideți să începem de la un capăt. Condițiile de detenție în Republica Moldova sunt dezastruoase? De ce Republica Moldova este condamnată practic foarte frecvent la acest capitol? Deci sunt nevoit să constat și să reiterez aceeași poziție care a fost invocată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, că într-adevăr condițiile de detenție în Republica Moldova sunt destul de, dacă sunt nu dezastruoase, sunt destul de proaste pentru condamnații care se află în instituțiile penitenciare ale Republicii Moldova. La acest capitol suntem nevoiți să recunoaștem că da, suntem destul de prost, ca și la multe alte capitole. De ce Republica Moldova nu își învață lecția? Pentru că în repetate rânduri i s-a arătat din deget. I s-a sugerat, ca să nu fiu atât de categoric. Mie mi-este foarte greu să dau o concluzie fermă referitor la motivele din care Republica Moldova nu își onorează obligațiile sale față de cetățeni. Fiindcă, deci, condițiile decente de detenție pentru condamnați, la fel, este una dintre obligațiile statului. Într-adevăr, persoana a fost condamnată pentru careva fapt prevăzută de către legea penală a țării noastre, însă aceasta nu înseamnă că ea trebuie să fie deținută în niște condiții inumane și degradante. Respectiv, aici intervine obligația statului de a-i pune la dispoziție niște condiții decente de detenție. De ce anume? Probabil, deci ar fi probabil, nu sunt sigur, dar ar putea fi lipsa mijloacelor financiare pentru construirea unor penitenciare noi, în care condițiile ar fi cât de cât decente. În această ordine de idei, săptămâna curentă a fost practic un proiect de lege care a trecut de către guvern, în care se prevedea că acești deținuți care se plâng de condițiile inumane ar putea primi compensații bănești. În ce măsură este fundamentată această decizie și își găsește poate implementare în realitatea cotidiană? În esență, ar putea fi implementat un mecanism la nivel național care ar compensa deci condamnaților condițiile proaste de detenție. Ar putea fi. Mă rog, în mod normal, această ar trebui deci votat în Parlament, deoarece ar fi o lege, respectiv. Dacă privim prin prisma CEDO, dacă CEDO impune țara de a plăti careva despăgubiri condamnaților, țara ar putea recunoaște singur vina și ar putea să le compenseze. Deci ar putea, însă acest lucru nu va rezolva problema în totalitate. Deoarece doar nu tuturor condamnaților statul le va achita careva, le va recompensa careva prejudicii. Știind din start că condamnând o persoană și ne lichidând condițiile inumane de la moment, doar nu o să plătim fiecărui acest persoană. Mecanism practic trebuie să se repete, da? Da, deci până la nesfârșit. Dacă noi nu lichidăm deci, rădăcina problemei, aceasta se va repeta până la nesfârșit. Spuneți-ne, vă rog, atunci când se vorbesc despre condiții degradante sau despre condiții inumane, mai corect ar fi, întotdeauna se face referire la penitenciarul numărul 13. El este buba tuturor relelor, din câte cunoașteți dumneavoastră în calitate de avocat. Iarăși, ar fi o părere subiectivă, pur părerea mea, că penitenciarul, în celelalte penitenciare, condițiile ar fi mai bune decât în penitenciarul numărul 13. Dar, iarăși, opinia mea este bazată doar pe informațiile pe care le dețin eu personal, mă rog, din discuțiile cu clienții, din discuțiile cu alte persoane. Careva date certe, eu nu dețin care ar fi condițiile de detenție în alte penitenciare, comparativ cu penitenciarul numărul 13. De ce anume a fost condamnată Moldova anume din cauza penitenciarul numărul 13, nu, la fel nu pot să vă spun. Este o careva statistică, însă care e motivul, la fel nu pot să vă spun. Însă, eu aș remarca un lucru, că dacă oricare deținut din penitenciarul numărul 13 s-ar adresa cu o cerere CEDO, Moldova va fi condamnată de fiecare dată. Da. Spuneți-ne, vă rog,
Ce facem noi cu aceste sume care urmează să fie oferite acestor persoane? Cine trebuie să le achite? Avem o discuție, cred că la infinit. Întotdeauna s-a mers pe ideea că judecătorii care au cele mai multe cazuri din anumite considerente, a fost influențată decizia și așa mai departe, ar trebui să suporte. În calitate de avocat, există premise reale pentru a implementa acest lucru? La momentul de față, noi nu putem să obligăm nu numai judecători, dar oricare funcționar de stat să compenseze aceste prejudicii. Mai cu seamă judecătorii, dacă în unele cazuri, vorbesc despre compensarea prejudiciilor cauzate de organele de urmărire penală. Există o astfel de lege, în unele cazuri, în toate cazurile responsabil este statul, însă în cazurile cu procurorii, polițiștii și alte categorii de funcționari, statul pe care de regres ar putea să își compenseze cheltuielile suportate anterior. În cazul judecătorilor, aceasta la moment este imposibil. Judecătorii în genere nu poartă nicio răspundere pentru deciziile pe care ei le adoptă. Chiar să luăm să ne întoarcem la un exemplu, când Ministerul Justiției a declarat că va compensa cheltuielile statului pe cazurile pierdute la CEDO din contul unei liste întregi de judecători, dacă vă amintiți. Păi, recent, Comisia de la Veneția s-a expus că deci nu este suficient doar condamnarea statului la CEDO pentru a face acest lucru. Respectiv, este necesar de un mecanism intern de cercetarea tuturor circumstanțelor, de ce anume decizia a fost una greșită. Este necesar un mecanism pe care noi nu-l avem. La momentul de față, mă rog, vorbind așa mai simplu, vă spun și dumneavoastră și spectatorilor ulterior care ne vor privi, că la noi în țară judecătorul este Dumnezeu. E chiar dacă nu Dumnezeu, un arhanghel cel puțin. El poate să facă orice și dumneavoastră, ca justițiabil, nu puteți să-i faceți nimic. Da, dar asta este. Am o întrebare bazată pe unele cifre. Din perioada 2005-2013, Republica Moldova a plătit peste 150.000 de euro în 17 cauze pierdute la CEDO. Cred că foarte mulți dintre telespectatori se vor întreba, totuși, banii ăștia sunt din banii publici, din banii statului? Da. Aceștia sunt banii noștri. Noi am avut o decizie ilegală în privința, eu ca cetățean am avut o decizie ilegală în privința mea și ulterior tot eu parțial îmi compensez prejudiciile. Domnule Fortună, numărul mare de cereri adresate la CEDO se explică prin neîncrederea în justiția moldovenească? Da. Și alte cauze? De ce? Noi, cel puțin eu cunosc foarte multă lume care se străduie să treacă instanțele naționale ca să ajungă la CEDO. Aveți în vedere care este motivul? Da. Păi bine, eu vă explic simplu. Lipsa răspunderii judecătorilor. Același lucru. Dacă să privim prin prisma legii cu privire la statutul judecătorului, acolo sunt prevăzute câteva cazuri când judecătorul poate fi tras la răspundere. Da? Unul dintre care e o formulare destul de straniu, scrie, pentru aplicarea neuniformă a legislației. Eu, ca exemplu, ca jurist, eu nu înțeleg ce înseamnă aplicarea neuniformă a legislației. Eu pot să înțeleg eronată, tendințioasă, etc., însă neuniform. Noi putem să o măsurăm cu rigla, cu echierul sau cum noi măsurăm uniformitatea aplicării legislației de către acest judecător. Respectiv, la acest capitol, legea ar urma să fie modificată. Ca exemplu, temeiurile de apel. Două puncte. Unii spune, judecătorul nu a aplicat legea care trebuie să o aplice sau a aplicat o lege care nu trebuie să fie aplicată. Și aici o explicație simplă. Din două motive el putea să facă lucrul ăsta. Primul, că el e prost, nu știe care lege trebuie să o aplic și în cazul ăsta survine o răspundere disciplinară. Cum domnilor l-ați promovat și l-ați numit în funcția respectivă? Și a doua, deci care o știm cu toții, corupția. El a primit la labă pentru a nu aplica legea care trebuie să fie aplicată sau pentru a aplica o lege care nu trebuie să fie aplicată. Și în ambele cazuri, Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să sesizeze. Fie că îl trage la răspundere... Bine ziceți, ar trebui? Da. Fie că îl tragem la răspundere disciplinară, fie că procuratura pornește o cauză penală în cadrul căruia stabilește. Asta este. Însă, la noi, cu părere de rău, pentru ca procuratura să pornească o cauză penală împotriva unui judecător, trebuie să ceară permisiune de la același Consiliu Superior al Magistraturii, care, precum am menționat puțin mai înainte, urma el singur să autosesizeze în cazurile când o hotărâre a unei instanțe de fond este casată de către o instanță ierarhică superioară pe motivul că judecătorul nu a aplicat legea care trebuie să fie aplicată, sau a aplicat o lege care nu trebuie să fie aplicată. Dar nu motivul că el nu a aplicat uniform legislația, precum e scris în legea cu privire la statutul judecătorului. Eu nu înțeleg această formulare. Iată de aici cresc toate problemele noastre, ce își țin de condamnarea țării la CEDO, de numărul mare cererilor expediate la CEDO. Numărul ar fi, eu, printre altele,
opinia mea, iarăși, poate fi chiar subiectivă, numărul de cereri ar fi mult mai mare, însă o bună parte din persoane nu își pot permite de a achita serviciile unui avocat care ar formula această cerere față de CEDO. Da, oricum avem un număr mare, iată, mi-am notat pentru această... În jur de 1000 pe an. Da, din 2003 până acum avem aproximativ 93.000 de cereri, dintre care, ce este interesant, am găsit doar 99.4 au fost declarate admisibile. Celelalte au fost scoase de pe rol. Adică doar 0.6 din cererile depuse de concetățenii noștri au avut un temei real pentru a fi examinate de curte. Întrebarea mea este firească. Haideți să deschidem un pic parantezele și să vedem care sunt motivele reale pentru care un concetățean ar putea merge la CEDO ca să-și ceară dreptatea. Pentru că nu toate cauzele examinate pot ajunge acolo. Păi, unul din ele ar fi violarea articolului 3, iată cazul Baștăvoi cu care ați început dumneavoastră emisiunea, însă acesta nu este cel mai frecvent printre altele din informațiile mele. Deci, cel mai frecvent este violarea articolului 6, paragraful 1. Deci, dreptul la un proces echitabil. Și aici, la fel, ne întoarcem la aceeași chestie, lipsa de răspundere a judecătorului. Judecătorul poate să facă pe acel dosar ce dorește el, da? Și nu poartă nicio răspundere. Deoarece hotărârea, chiar dacă persoana va ataca hotărârea națională, una irevocabilă națională, o va ataca la CEDO, dumneavoastră, sunteți conștient când vă examina CEDO? El a să aibă dreptate. Noi vorbim despre justiție, procesul chiar, despre dreptate pe cazul lui prin 2048. Numărul de cereri nu scade de an cu an. Deci în fiecare an, precum v-am zis, deci e 1000, da? Se examinează cât? În jur de 40 ceva, respectiv. Cel care va depune mâine cereri, cât timp va fi examinat cererea lui de către CEDO? Asta și este. Și judecătorul, chiar dacă Comisia de la Veneția ar fi făcut o altă formulare cu referire la răspunderea judecătorului, ar zis, bine, domnilor, sancționați-i. Ei n-au spus așa, dar bine, domnilor, sancționați. Să admitem, da. Să admitem, da? Păi bine, domnilor, hotărârea CEDO va fi când? Peste 5, 6, 7 ani, unde va fi acel judecător care a emis hotărârea 5 ani în urmă? Deci, peste 10 ani, unde va fi el? Domnilor, dar mai avem și termeni de prescripție. Să admitem că el a comis o infracțiune, dar mai sunt și termeni de prescripție. Deci, CEDO va examina această cauză când va fi expirat termenul de prescripție pentru infracțiunea pe care a comis-o judecătorul respectiv. Când nu vorbim în toate cazurile că va fi demonstrată vina lui în corupere pasivă. Da? Păi zicem că e o neglijență. Domnule Furtună, cred că ați fost întrebat și nu o singură dată. În completul de judecători, face parte și echipa Republicii Moldova care examinează aceste cazuri? Păi noi avem trimiși 4, mi se pare, ca asistenți. Da. Da. Da, deci din judecători eu nu cunosc. Îmi pare că nu avem niciunul. Nu pot să spun acum, deci nu vă duc în eroare. Spuneți-ne, vă rog, haideți să revenim un pic la condițiile de detenție. Cele mai frecvente invocate este lipsa spațiului. Normele prevăd, dacă nu mă înșel memoria, 7 metri pătrați pentru fiecare persoană. Da. În penitenciarele noastre avem 2 metri, cazuri în care au fost sesizate. Așa este. De ce se admite? Ce face Departamentul Instituției Penitenciare? Apropo, le-am făcut o invitație pentru a ne onora cu prezența la această emisiune, afla și punctul lor de vedere și până la ora actuală nu ne-au dat cu acestea? Iarăși, nu pot da un răspuns cer din motiv că nu dețin o astfel de informație. Însă, după părerea mea, ar fi aceeași lipsă de mijloace financiare. Ar trebui de construit penitenciare noi. Deja după normele pe care le prevede legislația. Aceste penitenciare, toate a noastră, au fost construite în perioada Uniunii Sovietice. Nimic nou nu s-a mai construit. Dar cum este posibil într-un penitenciar să nu existe acces la apă potabilă? Nu cunosc astfel de cazuri, deci apă potabilă este și în 13. Sau cel puțin apă disponibilă în permanență, haideți să nu fiu categoric. Disponibilă deci, în permanență pentru... Eu nu exclud faptul că în penitenciare, în careva perioade, ore, ar lipsi apa, fie nu numai potabil, dar oricare apă. Precum, deci, văzând că noi chiar cei care la libertate ne aflăm uneori avem astfel de probleme când nouă ne este deconectată apa. Adică, deci, nu consider că este un lucru posibil și în penitenciare și n-ar trebui să-l negăm, cred. Haideți să identificăm împreună care sunt, de fapt, principalele drepturi care sunt încălcate unei persoane în detenție, pentru că atunci când vorbim despre condiții inumane, ne referim, iată, și la un condamnat sârb, dacă nu mă înșeală memoria, vorbea de faptul că erau șobolani în celulă, nu aveau lumină toată ziua, erau așezați undeva la demisol și lucrurile ar putea continua, din experiența dumneavoastră de avocat. Care sunt celelalte probleme care se confruntă, de fapt, deținuții? Deci, cel mai des este spațiul, totuși. A doilea rând, condițiile sanitare.
deci curățenia. Da? Spațiul, curățenia, iarăși uneori, cum spuneți dumneavoastră, mai sunt cazuri când lipsa de apă, da? Pe perioade care va scurte, lungi, nu pot să mai spune, însă mai sunt. Da. În esență, sanitari și spațiu. Cam astea. Atunci când vorbim despre articolul 3 din Convenție, care interzice tratamentul inuman și degradant, telespectatorii noștri cred că s-ar întreba sau ne-ar întreba pe noi realizatorii acestei emisiuni cât de des avem, dacă aș putea numi așa, inspecții sau vizite din partea organismelor internaționale în aceste penitenciare și, de fapt, dacă venim, constatăm și plecăm sau lucrurile se mai schimbă. Deci cât pe cât de des, iar și ar trebui să avem, cred că, o statistică. Deci au venit cu ocazii speciale, le numim așa ocazii, când erau deținute careva persoane, cazuri cu rezonanță, fie politici, fie care se vehiculau, care ar fi politici. Deci am avut vizitatori din Europa și am mai avut vizitatori, deci în cadrul unor vizite de monitorizare, să le numim așa, mă rog, au mai fost. Că s-au elaborat un șir de recomandări, de asemenea, am citit în presă, cât au fost ele de executate, aceste recomandări, eu nu cunosc. Dar, deoarece noi mai avem în continuare adresări la CEDO cu capul de acuzații de violare articolului 3, respectiv, eu nu cred că s-a schimbat mult. Și chiar logic gândindu-ne, cum am putea să schimbăm noi spațiul acela dacă noi nu construim un alt penitenciar? Adică, în logic, ne dăm seama că nu s-a schimbat nimic. Puteți să schimbi condițiile sanitare, mă rog, curățenia, prelucrarea, etc., etc. Însă, ceea ce ține de spațiu, eu nu cred că s-a schimbat, deoarece alte penitenciare nu au fost construite. Adică, au rămas la nivelul de recomandări și care nu au fost executate. Sau cel puțin au fost parțial doar executate, așa cred eu. Iarăși, opinii subiective nu am dat. Unele persoane sublinează că în unele penitenciare condamnații pot merge să facă baie doar o singură dată pe lună, inclusiv pe timp de vară. Iarăși vă întreb o chestie foarte tranșantă. O persoană care consideră că i-a fost încălcat drepturile elementare ale omului sau este deținută în condiții inumane, care este procedura? Cum trebuie să procedeze ca aceste cazuri să fie soluționate? Păi, în mod normal ar fi niște adresări, adică, mă rog, cea mai simplu cale, să o numim așa, în mod normal, niște adresări administrației penitenciară, care ar urma să iei careva măsuri. Deci, ulterior, de exemplu, ca oricare petiția lor, dacă nu a fost soluționată, el este în drept, noi vorbim în teorie, este în drept de a se adresa organului ierarhic superior, ca exemplu, conducerii Departamentului Instituției Penitenciare sau chiar direct Ministerul Justiției. Deci, pentru a redresa situația în cadrul unui minister de resort. Pe cale extrajudiciară, da? Păi da, în mod normal, el depune o plângere pe condițiile de detenție. Ca exemplu, astăzi s-a întâmplat ceva, el a depus plângere, mâine situația a fost redresată și dumnealui deja nu mai are niciun temei de a mai depune plângeri la CEDO sau în altă parte. Respectiv, dacă eu nu cunosc cazul Baștovoi din mijlocit, probabil el a fost deținut în astfel de condiții o perioadă îndelungată. Probabil că dumnealui a adresat careva cereri, plângeri administrației penitenciarului, administrației de departamentului, probabil. Însă dacă, ca exemplu, astăzi a apărut o problemă, deținutul depune o plângere, poate chiar verbal, administrație și problema este soluționată, noi nu cred că putem vorbi despre detenție în condiții inumane. Nu cred. Domnule avocat, din activitatea noastră, practic, cunoașteți cazuri de acomodare a spațiului pentru persoanele cu necesități speciale? Pentru deținuți, mă refer. Iarăși am avut cazuri când a scris media despre o femeie care cu necesități speciale nu putea merge cel puțin la baie. Nu cunosc astfel de cazuri, dar iarăși vă zic, eu nu cunosc, poate ele și sunt. Eu cunosc cazuri, deci pentru deținuții bolnavi de SIDA, le spun mai spus careva condiții speciale, etc. Însă, cu persoane cu necesități speciale, cum ați menționat dumneavoastră, un invalid, eu nu cunosc astfel de cazuri, însă nu exclud că ar putea fi. Spuneți-ne, vă rog, în prezent în Republica Moldova, potrivit datelor pe care le am eu, funcționează 17 penitenciare, dintre care două în stânga Nistrului. Întrebarea este una firească. Cunoașteți starea de lucruri din penitenciarele de acolo, la aceste cereri care merg la CEDO? Sunt și persoanele ce sunt deținute acolo? Nu cunosc situația, ce își ține de Transnistria, doar și, mă rog, nu numai eu, dar și autoritățile noastre nu pot controla acces în această zonă, de ce eu nici nu pot să mă expun care ar fi condițiile
pe cât ele să facem, ca, chiar să facem o comparație cu cele a noastră. Eu nu cunosc. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre aceste persoane care sunt deținute în condiții inumane, ne referim nemijlocit la persoanele care sunt deja în instituțiile penitenciare sau ne referim și la izolatoare, ne referim și la arestul ăsta preventiv și așa mai departe? Pentru că lucrurile încep să se complice de aici. Persoanele deținute în arest preventiv, la fel sunt deținute în penitenciarul numărul 13 și nu sunt ei, nu se bucură de niște condiții careva diferite de ceilalți deținuți. Sunt deținuți în aceleași condiții. Atunci când vorbim despre numărul mare a cererii din partea Republicii Moldova la CEDO, dacă nu mă înșeală memoria, ne mai desparte de o treaptă de Muntenegru, da? Țară care are un număr probabil un pic mai mare de cereri. Spuneți-ne, vă rog, odată cu implicarea sau aplicarea, mai bine zis, a acestor reforme în justiție, lucrurile de ce nu au revenit în albia firească? Pentru că avem deja 25 de ani de independență în care lucrurile ar trebui să... Eu nu știu despre care reforme justiției vorbiți dumneavoastră. Cel puțin... Eu nu le-am văzut, nu le-am simțit. Și nu le-am simțit de practic noi eu fiecare. Eu nu știu care sunt reformele astea, mă rog, că au îmbrăcat avocații în robe sau că au făcut reparații în sediile instanțelor judecătoriești. Alte reforme eu nu știu. Adică eu nu le-am văzut, nu le-am simțit, respectiv... Este foarte greu să... Cum spun, că au avut loc reforme, situația nu s-a redresat. Eu spun așa, nu au avut loc reforme, situația s-a agravat. Asta e opinia mea. Atunci când vorbim de reforme, auzisem zilele astea, că urmează să se reducă și numărul de judecători. Apropo, la această, da, pe această albie, deci, să rămâne. Am citit o astfel de informații în mass media, da, într-adevăr, deci, dar nu merge vorba despre o reducere, merge vorba de o restructurare pe care eu, la drept vorbind, nu prea o înțeleg. Adică de comasarea unor instanțe judecătoriești, de crearea unor noi, cum ar fi Curtea de Justiție a municipiului Chișinău, ceva de genul. Adică eu n-am înțeles care este sensul la această reformă și reforma asta nici de cum nu va soluționa problemele pe care noi le avem la moment în acest domeniu. Nici de cum nu soluționează. Că noi îi mutăm dintr-o clădire în alta, asta nu va schimba. Din contra, va crea niște probleme de genul că o persoană dintr-un raion va fi destul de complicat să deplaseze în alt raion pentru a participa la o ședință judiciară, plus martori, alți participanți la proces, etc. Adică eu consider că asta, din acest punct de vedere, deci va complica și mai mult lucrurile. Însă această așa numită reformă nici de cum nu soluționează problemele existente la moment în domeniul justiției. Spuneți-ne, vă rog, această sumă de bani care este oferită drept despăgubire persoanelor care au fost deținute, după ce criterii este calculat și, de fapt, ce urmează ea să compenseze? Pentru că noi vorbim, cel puțin cetățeanul de rând, când aude de ordinul miilor de euro sau uneori zecilor de mii de euro, își creează impresia păi că... Păi bine, dat să luăm la concret. Cazul, da, Băștovoi, cu care am început emisiunea. Da. În cazul Băștovoi, din câte mi-amintesc, din hotărâre, eu am citit-o așa în linii generale, da, deci lui au fost acordat 5700 cu titlul de prejudiciu moral. Da. Deci asta și este, prejudiciu moral. Prejudiciu moral, Curtea Europeană îl atribuie aproximativ la fel cum îl atribuie și curțile naționale. Deci judecătorul se bazează practic pe propria opinie când numește această sumă. Deoarece prejudiciul moral nu poate fi cântărit, nu poate fi palpat cumva. Deci este o părere subiectivă a judecătorului și, deci, în cazul lui CEDO, mă rog, ne mai bazăm pe precedentul judiciar, cam cât a fost dat într-un caz analogic anterior. Și plus cheltuielile care el le-a suportat pentru formularea cererii la CEDO. În cazul Băștovoi, din cât știu, dumnealui a cerut mai mult, însă i-a fost atribuit doar 650 euro. Adică nici asta nu i-a fost... El a cerut 10.000 prejudiciu moral, i-a fost acordat 6.500, nu țin minte cât el a solicitat cheltuielile de judecată, însă i-a fost acordat doar 650. E o sumă destul de mică pentru condițiile în care el s-a aflat și poate să mai află, nu știu. În cazul în care există o decizie la acest capitol, ce se întâmplă cu acest condamnat? Rămâne să-și ispășească pedeapsa în aceleași condiții doar pentru că a beneficiat de această recompensă de 6.000 sau nu mai știu de ce bani? Și tot aici vă întreb,
De fapt, poate e o constatare, poate e o explicare pentru tuturor telespectatorilor. Acest lucru nici de cum nu reduce termenul de aflare în detenție. În mod normal, nu. Deci, însă, dar și aceasta nu e o formulare corectă. Eu am vrut să spun că într-adevăr, adică în momentul când cedă o condamnat Republica Moldova sau chiar când i-a fost comunicată această cerere guvernului, acest Baștovoi urma să fie, cred că, mutat în niște condiții mai bune, deoarece, mă rog, el era suficient probabil scris pe loc, domnilor, eu mă aflu în niște condiții inumane, redresați situația. Însă, dacă s-a ajuns la un astfel de nivel, în mod normal, eu nu cred chiar că autoritățile moldovenești, mă rog, în persoana Departamentul Instituției Penitenciare nu a luat careva măsuri, nimijlocit pe cazul Baștovoi. Dar noi vorbim doar de un singur caz. Dom'le, în penitenciar se află sute de persoane care se află în aceleași condiții de detenție inumane în care s-au aflat sau se află Baștovoi la moment. Și aceste persoane la fel sunt oameni. Această poziție o împărtășea și viceministrul Justiției, domnul Ieșanu, care spunea că în situații similare sau asemenea cerere am putea avea practic din partea tuturor deținuților, doar cu excepția atunci când colegii noștri au întrebat despre starea fostului premier, domnul Filat, domnia sa a spus că probabil este unul din puținii care nu ar avea cel puțin câștig de cauză, pentru că probabil cu mijloacele financiare proprii, cu ajutorul familiei, prietenilor, a fost reparată această celulă în care se află. Există și acest drept de a-ți crea condițiile în această celulă? Păi, iarăși, conform legii, este permis tot ce nu este interzis. Da, deci nimeni nu interzis și unui deținut de a face reparații din mijloace proprii în penitenciar, însă asta nu e normal. O bună parte, eu m-am zis că Moldova va fi condamnată la CEDO de fiecare dată când un deținut al penitenciarului numărul 13 va depune o astfel de cerere. Eu nu spun 100%, hai zicem 99%, ca să nu fiu atât de categoric, da? Sau 90% nu fiu atât de categoric. Însă v-am spus că ei nu se adresează la CEDO din simplu motiv lipsa mijloacelor financiare. Ei nu poate să angajeze un avocat spre deosebire de același domnul Baștovoi care au fost în stare de a-și angaja un avocat pentru a-l reprezenta în fața Curții Europene. Spuneți-ne, vă rog, atunci când avem un caz, un anumit judecător poate refuza analizarea lui în condițiile în care își dă seama că există un conflict de interese, există presiune politică, există tot felul de scheme, de piramide financiare, ce este mai nou acum în țara noastră. În cadrul Republicii Moldova, un judecător din prima instanță sau un complet din Curtea Supremă poate refuza examinarea unui caz? Da, în mod normal, da. Cât de frecvent cunoaște dumneavoastră că s-a obținut de la examinarea unui asemenea caz? Deci, iarăși, o statistică eu nu am. Practica de foarte avocat. Puține, însă foarte puține. Uneori scrie cereri de recuzare și el nu este recuzat. Fiindcă chiar și, mă rog, legea spune câteva motive de recuzare. Da. Însă ele ar trebui să fie mai multe. Și în mod normal, dacă eu, ca justițiabil, nu am încredere în acest judecător din careva motive, da, în mod normal, da, legea nu-l obligă pe el să renunțe. Nu este obligat cel care examinează cererea mea de recuzare să-l recuză, însă, în mod normal, eu îl învinuiesc de ceva, el ar trebui singur să retragă. Asta astfel de cazuri nu sunt. Foarte rare, mai bine zis, când judecătorul, mă rog, ar zice, bine, domnilor, eu mă retrag. Domnule avocat, nu pot să nu vă întreb, săptămâna asta iarăși am fost martorii unor scene, cel puțin bizare pentru mine, raportate la ceea ce se întâmplă în Consiliul Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii, da, cer scuze. La aceste cazuri, atunci când unii judecători au primit mustrare și după asta li s-a ridicat sau s-a decis că nu au existat temeiuri juridice, eu vreau să aflu de la dumneavoastră, ca parte componentă, dacă aș putea spune, a acestui domeniu juridic, de ce se întâmplă asemenea lucruri paradoxale când unii din același sistem vin să spună că un anumit judecător a încălcat legislația sau cel puțin primește o mustrare pentru ceea ce a făcut sau nu a făcut și vine o altă gașcă, dacă îmi permit să zic așa, care să dea o altă interpretare. Raportat la același lucru până la urmă. Nu e strigător la cer? Păi, anume în acest mod și lucrează acest Consiliu Superior al Magistraturii. Eu nu spun că toți anume din acești membri, însă o bună parte din membrii acestui Consiliu, ei nu au interes de a sancționa judecătorii. Ei nu au interes de a-i sancționa.
fiindcă ei sunt partea unui sistem și ei și aceia judecători, fiindcă cum astăzi să-l sancționez pe cineva dacă eu mâine am de hotărât o întrebare la el. Vorbim așa, eu nu spun la persoane anume, însă printre ei sunt destui membri acestui CSM care unica și se ocupă ei într-adevăr este hotărârea întrebărilor pentru clientele, să numim așa. Iată, asta e tot. Domnule Furtună, au statele obligația de a respecta hotărârile curții europene? Da. De ce atunci Federația Rusă în raport cu Republica Moldova nu și-a îndeplinit această hotărâre raportată la cazurile din stânga Nistrului și până astăzi rămâne și aici când mă refer și la armată și așa mai departe? Știți cum să spun? Deci hotărârile ar trebui să le respecte toți, însă sunt cazuri când, de exemplu, el nu vrea să o execute, nu dorește. Și noi nu avem nicio pârghie reală aici de vroiam să ajung. Aici vroiam. Există sunt state asupra cărora noi nu avem pârghii. Putem să le numărăm, da? Rusia, China, etc. Că el, mă rog, este parte a acestei convenții, însă în cazul dacă a dorit, el ar putea să nu o execute și noi nu avem, deci cealaltă parte a lumii nu are nicio pârghie reală de a obliga să execute o astfel de hotărâre. Mai cu seamă că rușii recent au mai introdus niște modificări în legislația lor națională care permite statului rus de a nu executa hotărârile CEDO în cazul când aceste hotărâri ar putea contraveni Constituției. La noi, la rând, nu spune că deci, hotărârile CEDO au putere mai mare decât legea internă. Da, deci, întotdeauna este interpretat așa. Da, la rușii invers. Spuneți-ne, vă rog, revin la starea reală din penitenciar, mai avem 5 minute, ne spune regia, vreau să vă întreb, unul din motivele invocate iarăși de un fost deținut se raportează la mâncarea care este de o calitate foarte rea. Nu știu dacă cunoașteți aceste date, dar cel puțin din ceea ce dețineți dumneavoastră, cât se cheltuie pentru întreținerea unui deținut și dacă lucrurile iarăși pot fi oarecum verificate, pentru că deseori se spune că această mâncare nu corespunde niciunei norme igienice. Eu nu știu dacă este așa. Iarăși, parcursul documentării am găsit aceste viziuni. Eu consider că această întrebare urma a fi adresată reprezentantului DIP. Eu nu cunosc astfel de informații, deci cât anume se cheltuie anume pentru hrana unui deținut, însă eu admit faptul că este hrană de o calitate foarte proastă. Mai lung în considerație în ce țară noi trăim. La noi, unii oameni care se află în libertate, la fel se bucură de o hrană foarte proastă. La noi, soldații din Armata Națională, la fel se bucură de o mâncare foarte proastă. Respectiv, eu admit faptul că deținuții au o hrană foarte rea. Date nu am, însă eu admit. Spuneți-ne, vă rog, pe final de emisiune, acest articol 3 despre care am discutat tot noi astăzi, se referă de fapt la tratamentul inuman și degradant. Pe final de emisiune, haideți să explicăm cel puțin în linii mari telespectatorilor noștri ce presupune de fapt acest tratament inuman și degradant și cu raportul, dacă vreți, la ceea ce am discutat noi astăzi, mă refer la condițiile inumane din penitenciare. Este același lucru sau ar trebui să fie înțeles sub sinonimie absolută lucrurile astea? Deci, probabil da. Adică, mă rog, ce ar însemna un tratament inuman? Da. Păi asta și înseamnă că o persoană este deținută în niște condiții antisanitare. Noi nu putem califica aceasta ca un tratament uman. Da? Și el este nevoit să stea în aceste condiții, respectiv el este tratat de ceva, nu el singur astfel se tratează, fiindcă noi avem boschetari care trăiesc în astfel de condiții, însă statul în cazul lor nu cred că este responsabil, deoarece nu statul deține pe el pe acea țavă sau în gură de canalizare. În cazul ăsta, statul este responsabil și respectiv condițiile, în primul rând, ar trebui să fie sanitare. În al doilea rând, spațiul ar trebui să fie acel care este reglementat de către legislație. Atâta timp cât ar trebui să aibă posibilitatea de a ieși la aer liber. Și asta la fel. Însă, deci, noi vorbim despre camerele astea. Cazul Baștavoi a început, că da. El spunea că a fost deținut în 6 metri, dacă nu mă greșesc eu, însă în penitenciarul 13 sunt camere în care sunt deținut câte 40-50 de deținuți în aceeași cameră. Noi trebuie să fim conștienți ce se întâmplă în acea cameră pe această căldură. Acum nu există sistem de ventilare, climatizoare, un singur WC-ul, un singur robinet, paturi în două nivele, etc. Adică chiar și aceste cameri, acelurile, noi nu putem să le calificăm ca condiții de detenție umane. Ele la fel sunt inumane.
Există și o ierarhie în rândul acestor deținuți? Dacă tot ajungem să discutăm despre ei? Păi, mă rog, sunt comunități criminale care nu cunoaștem cu toți că sunt o astfel de comunități care noi le numim criminale. O astfel de o comunitate careva care își elaborează careva legi ale sale pe care ei se obligă să le respecte. Da, este o astfel de, sunt astfel de noțiuni, din rusă le spun paniatie, adică sunt, este o oarecare lege nescrisă care au adoptat-o ei singuri și, mă rog, o parte din ei au, s-au obligat să o respecte. Domnule Fortună, ce trebuie să facă statul Republica Moldova ca să reducă aceste numere? Numere, mă refer la numărul de cerere adresate la CEDO și ce ar trebui să întreprindă nemijlocit DIP-ul? Că... În general sau la, cu referire la articolul 3 CEDO? Și la articolul 3 inclusiv. Cu articolul 3 CEDO este necesar de investit în instituțiile penitenciare, de construit alte penitenciare deja în conformitate cu normele legislației. Domnule Fortună, mă scuzați că vă întrerup. Probabil sunteți mult mai în temă decât mine. Această idee de a construi, de a demola, în primul rând, penitenciarul numărul 13 și de a construi altul undeva într-o suburbie, cred că are de vreo 5-7 ani, e tot vehiculată. Da, este. De ce nu se implementează acest proiect sau această idee? Eu nu știu. Nu cunosc. Probabil, iarăși, lipsa mijloacelor financiare. Probabil. Nu pot să vă spun. Am vorbit despre 3. Cu referire la restul violării ale convenției, precum v-am spus, este necesară de introdus răspunderea personală a judecătorilor, inclusiv și a penală, fără de acordul Consiliului Superior a Magistraturii. Procuratura poate fi sesizată de oricare cetățean care are o bănuială rezonabilă că un judecător încalcă legea și o face aceasta din careva interes personal sau financiar sau etc. Adică nu e, n-ar trebui procuratura să solicite acordul Consiliului Superior a Magistraturii pentru pornirea unei cauze penale împotriva unui judecător. Și în cazul acesta, numărul adresărilor CEDO, eu consider că se va reduce. Plus la toate, trebuiește de modificat legea cu privire la statutul judecătorului și de, în care de inclus clar pentru care abateri disciplinare judecătorul poate fi sancționat disciplinar. Dar nu cum este la moment, pentru aplicarea neuniformă a legislației. Eu nu înțeleg această formulare, uniformă sau neuniformă, adică cu linii, cu rigla noi să măsurăm să acum. Este necesar de impus răspunderea judecătorilor. În caz contrar, noi o să avem la CEDO tone de plângeri. Da, nu este, și CEDO pentru Republica Moldova nu este un mecanism eficient. M-a explicat de ce, fiindcă cererea depusă astăzi a să fie examinată peste 10 ani. Și asta ne ajută. Respectiv, ar trebui un mecanism la nivel național. Acest mecanism, în viziunea dumneavoastră, în cât timp e viabil ca să fie realizat? Dacă ar fi voință politică și dacă ar fi modificată legislația în decurs de o lună, deci în decurs de o lună acest mecanism ar începe a lucra. Domnule avocat, spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă la țările vecine la acest capitol, cel puțin tangențial, din ceea ce ați reușit dumneavoastră să vă documentați? Noi la capitolul justiției, noi n-ar trebui să ne orientăm la țările europene. Ele ar avea niște mecanisme proaste. Sunt cazuri când unele legi care lucrează la ei nu lucrează la noi. Și în cazul judecătorilor, noi vorbim despre, mai mult despre capacitățile lui morale. Dacă în Uniunea Europeană un judecător, el pur și simplu, cum spune, sufletul nu i-ar permite să comită o crimă, da? Și să nu aibă remușcări de conștiință, pe la noi în Republica Moldova aceasta se întâmplă. Da? Să vorbești în presă că cu tare judecător a primit mită. Ceilalți judecători nu se sfiesc să dea mâna cu el, să salute cu el. Păi asta, așa chestii nu se întâmplă nici în lumea criminală, despre care noi am vorbit câteva luni urmă. Dacă în lumea criminală zbănuiești cu unul din membrii acestei comunități criminale, un călcat careva din legile cele nescrise, el ori este pedepsit și este ilegal, ori este ignorat de ceilalți membri ai comunității. La noi, în comunitatea judecătorească, dacă se vehiculează cu un judecător, au comis o infracțiune, cu alt cuvinte, el a primit mită, asta este infracțiune, da? Ceilalți judecători nu-l ignoră, nu-l izolează, nu se feriezi de el. Da, dar în același timp ar trebui să-și facă misiunea și celelalte instituții ale statului, noi precum CNI. Păi bine, iarăși, noi ne întoarcem la aceeași chestii care eu am spus-o. Adică, introducerea unei răspunderi personale pentru judecători ar redresa situația.
Domnule Furtună, eu țin să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și de a veni cu unele explicații raportate la aceste chestiuni destul de controversate, de altfel vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi. O seară bună!